Salut! După cum v-am promis, astăzi veți merge alături de mine pe potești de munte de la Durău până la cabana Dochia, trecând pe lângă cabana Fântânele, Șaua la Morminte, Căciula Dorobanțului, Panaghia, Vârful Toaca și Mănăstirea Ceahlău, unde am și noptat. Așadar, am rezervat o dublă pentru prima noapte la hotelul Brândușa din stațiunea Durău pentru suma de 150 de lei. Pentru a ajunge aici, fără mașina personală, am venit cu trenul dinspre București. Același tren ca și în urmă cu un episod, doar că de data asta, prin grija CFR-ului, capătul de linie a fost la Piatra Neamț. S-au anulat multe trenuri, printre care și singurul care ajungea până la Bicaz, astfel că, în Piatra Neamț, am ieșit din gară și am luat-o la stânga, pe strada Bistriței, circa 100 de metri, până la o pizzerie cu terasă în fața căreia am așteptat autobuzul spre Bicaz. Prețul și timpul de mers le știți deja din episodul trecut, la fel ca și locul din Bicaz de unde veți lua taxiul spre Durău. Prețul acestuia este de 80 de lei, distanța fiind de aproximativ 30 de kilometri. Camera unde am fost cazat, în hotelul Brândușa. Am ales să fiu pe Vârful Toaca pe 6 august, când calendarul ortodox sărbătorește schimbarea la față, iar în Ceahlău și comunele și satele limitrofe se sărbează Ziua Muntelui. Un fenomen unic atrage aici sute de oameni în fiecare an la această dată. A fost numit Piramida Holografică din Ceahlău și apare la primele ore ale dimineții, când razele soarelui, reflectând umbrele vârfurilor Toaca, Piatra Ciobanului, Piatra Vulcanului și Panaghia, formează o piramidă, imaginea fiind grandioasă după cum apreciază iubitorii naturii și fotografii. Misticii spun că Ceahlăul ar fi un fel de Olimp al dacilor pe care să lășluia Zamorxes și având o încărcătură energetică mai mare decât ceilalți munți din țară. Din păcate, fiind o dimineață înnorată după o noapte prezisă de către meteorologi cu cod roșu de furtună, eu nu am văzut fenomenul anul acesta, poate cu alte ocazii. Spre deosebire de acum 3 săptămâni, de data asta am preferat ca prima zi să fie alocată odihne active, astfel că, după o tură prin stațiune, m-am oprit să mănânc la taverna Ceahlău, care, apropo, are și camere de închiriat. Eu nu am știut înainte de a ajunge aici. A doua zi mi-am făcut rucsacul și la ora 7 am plecat cu destinația Cabana Dochia, deși știam că nu o să am nicio șansă să găsesc o cameră liberă aici. Pe drum m-am împrietenit cu o pereche de belgeni de toată isprava, Silke și Christoph. La intrarea în parc, rangerii ne-au spus că traseul Cruce Roșie între Cascada Duruitoarea și Cabana Dochia este închis, fiind impracticabil din cauza viiturilor din ultima vreme care au rupt poteca, astfel că a trebuit să alegem varianta bandă roșie. Până la Cabana Fântânele, timpul și spațiul parc au intrat la apă, deoarece am vorbit câte în lună și în stele cu noii mei prieteni, astfel că nici nu am simțit porțiunea mai abruptă dinainte de cabană. Aici ne-am despărțit, ei fiind și mai sprinteni și mai grăbiți, având programată și coborârea în acea zi. Totuși ne-am întâlnit mai târziu la cabana Dochia la masă și a doua zi, când am ajuns înapoi în Durău, iar ei plecau spre Hășmașul Mare. Ceasul, dar suntem la cabana Fântânele, în Ceahlău. Sus se vede stânca Panaghia și antenele de la stația meteo de pe Vârful Toaca. Și uitați-vă la pătura de nori, de dedesubt. O nebunie. Și continuarea drumului spre Dochia, Toaca, Căciula Dorobanțului. Și din nou, asta e în jos de unde vin, asta e orizontala, asta e drumul. Și unde merg? Este mai exact. Oh.
Ajuns și la căciula dorobanțului. O formațiune stâncoasă care chiar seamănă cu căciula dorobanțului. Să vedeți și lacul izvorul muntelui în depărtare. În ceață. Acolo traseul continuă spre Toaca Dochea. Aici am găsit un punct de belvedere frumos, interesant. Se vede în vale stațiunea Durău. Încoace trebuie să fie drumul spre Toaca Dochea, Toaca. Aici într-o parte nu se vede din cauza brazilor căciula dorobanțului, iar în vale se vede lacul izvorul muntelui, lacul de acumulare Bicaz, și foarte departe pe lac se vede și viaductul de la Poiana Largului, Poiana Tăiului. Nu știu cât se vede în film, din cauza ceții, aerul încărcat, dar cu ochiul liber se vede bine. Și fiți atenți cum apare dintre jnepeni maestoasă stânca Panaghia. Lângă ea se vede și puțin din stația meteo de pe Toaca.
Mai puțin și am ajuns. Este ora 11:30, aproape. Spre Dochia și spre mănăstire. Recording? După cum era de așteptat, nu am găsit cameră liberă la cabană, așa că am plecat către mănăstirea Ceahlău, în jurul căreia am găsit zeci de corturi și sute de oameni, unii veniți la slujba de hramul bisericii Schimbarea la față, alții pentru a vedea piramida holografică. Am primit un loc unde să-mi întind sacul de dormit peste noapte pe holul clădirii în care erau camerele călugărilor. Peste noapte a fost un haos total datorat nesimțirii celor care veniseră cu corturile și care au fost alungați de stihiile naturii în interior. Nu spun că ar fi trebuit să rămână afară în ploaie, dar au fost unii care au intrat și au ieșit de peste 10 ori pe parcursul nopții, alții povestind sau râzând la glume care nu și-aveau locul acolo.
Priviți ce vine. Vine codul roșu de furtună pentru la noapte, până la ora 6 dimineața. Vreți, nu vreți, sunteți în cadru. Ne filmați? Să filmează noi. Aveți cazare la dormit? Nu avem, da. Găsim un loc să punem sacul de dormit. Nu, pe jos să stăm? Să stăm pe jos aici. Pe jos nu mai au locuri. Nu mai au aici? Nici pe jos să stai cu sacul de dormit. Da, acolo vă primește în sala de mese dacă vine ploaie. Da, să fie loc și sala de mese. Să fie loc. Deci aici deocamdată nu-i nimeni. Am fost. Nu-i nimeni? Am fost. Nimeni în sala de mese. A, deci găsim un loc cu sacul de dormit. Deci vorbim cu o colegă de-a mea. Mi-a zis că e rezervare făcută pe numele cunoștinței ei aici, 9 locuri din care ei s-au răzgândit și au venit doar 2. Dar probabil am venit prea târziu și deja e plin. Mi s-a indicat și eu am încercat și acolo vreo 4-3-4 zile și aici și de aici mi s-a spus, domne, dacă vii mai devreme și sunt locuri, te primim. Dacă e ocupat, nu o să dăm pe nimeni afară. Și ați reușit să găsiți loc? Am reușit, păi am venit la 1. Adică nu, trebuie doar un spațiu să nu plouă, ce un spațiu. Da, exact. Eu sunt pe hol, imediat lângă ușă, am acolo un sac de dormit și aia. Nici măcar izoprenul, nu mai am. Ne-au indicat loc în pod, am jucat în pod de plin. Da. Poate aici la Dochea, în sala de mese? 5 minute faceți azi. Am trecut. Mulțumim. Aveți pentru ce. Mâine urmează să cobor în Durău. Deja poteca marcată cu cruce roșie spre cascada Duruitoarea este ruptă, să vedem ce va fi în urma furtunii de la noapte. Dar pentru acestea, vă aștept în episodul următor.